După victoria obținută în deplasare, urmează acum un meci dificil contra ocupantei locului secunda FC Hermannstadt, echipa antrenată, după cum spuneai, de prietenul tău, Alexandru Pelici. Da, am avut o victorie care a venit foarte bine pentru noi, ne-a dat încredere. În schimb, vine partida cu echipa lui Alex, care este una din cele mai, dacă nu cea mai bună echipă din campionat, cu un antrenor foarte bun, care încă poate merită, din punctul meu de vedere, sigur merită mai mult, să antreneze o echipă mult mai mare. Îmi pare foarte rău că vine așa de repede această partidă. Noi mai aveam multe lucruri de pus la punct în ceea ce privește viziunea mea despre joc. Aveam atâtea aspecte de corectat sau nu de corectat, de învățat și de consolidat. Dacă era după vreo 2-3 etape, cred că ar fi fost un meci mult mai bun. Însă eu am foarte mare încredere, așa cum spuneam de la început, în jucători, în tot lotul care l-am la dispoziție. Au arătat și la meciul de la Mioveni că învață repede, că au caracter, că au angajament și același lucru îl cer mâine. Sigur că mâine poate să fie orice rezultat, important este ca fiecare jucător când iese, când se termină jocul, să fie convins și să fie satisfăcut că a dat tot ce a avut mai bun din el. Echipa adversă are cea mai bună defensivă din această ediție de campionat. În schimb, Ribense a stat foarte bine la capitolul ofensiv. Va fi un duel interesant. Sigur, astea sunt, bine, sunt chestii de statistici și noi suntem bine la defensivă. Am luat un gol de o etapă de când sunt, așa că putem să... și ăsta era un aspect care trebuia să-l îmbunătățim. Sigur că noi reușim să marcăm, dar important e ca mâine să nu luăm gol. Eu cred că acesta e cel mai important lucru, pentru că, așa cum ne-a spus și la Mioveni, echipa are capacitatea și potența de a marca împotriva oricărui adversar. Cei de la FC Hermannstadt au avut și o partidă de cupă la începutul acestei săptămâni, pe care au și câștigat-o, de altfel. Felicitări! Ne ajută Ripensia sau încurcă în această partidă? I-a obosit pe jucătorii adverși, vin mai obosiți în sensul ăsta. Cum să vă zic, vin, Alex are două echipe la dispoziție, el poate să schimbe, poate să înlocuiască jucător post pe post. O echipă are un lot care are un moral foarte bun și în momentul când câștigi jocuri la rând, din elan vor câștiga și jocul, adică încearcă să câștige jocurile următoare, nu neapărat să le și câștige, dar cel puțin ca mental pleacă pe această idee. Nu știu cât o să fie de ei, nu știu cât jucător va folosi din cei care i-au folosit în cupă. În mod normal, sigur că ne așteptăm să... Eu nu mă aștept să fie puțin obosit dacă folosesc acești jucători, dar nu trebuie să ne bazăm pe asta, pentru că metodele de refacere în acest moment sunt extrem de avansate și au avut 3 zile de pauză și au revenit. Pentru Ripensia urmează o săptămână dificilă cu 3 meciuri într-o săptămână, în 7 zile. Da, este o... E un program special pe care îl va urma echipa, mă gândesc, în privința antrenamentelor, refacerii. Da, o să facem în așa fel încât să fim proaspeți la ora fiecărui joc, pentru că avem și intermediarea de la Balotești. Important e acum, nu e neapărat ca să încărcăm echipa, ci să ne menținem la un tonus ridicat și să învățăm cât mai mult din ceea ce vreau eu să transmit. Și sigur, e o săptămână grea. Eu sper că la sfârșitul săptămânii viitoare să fim toți satisfăcuți de munca care am depus-o și de rezultatele pe care le-am avut, bineînțeles. Mulțumim frumos și multă baftă.